Astăzi, în prima lor zi de școală, cei mai emoționați au fost copiii înscriși în clasa pregătitoare. Pentru ei, școala este o mare necunoscută, dar și o mare provocare, pentru că de astăzi începe o nouă etapă din viața lor, cu speranțe, dar și cu îngrijorarea față de necunoscut. Pentru cei mai mărișori, mai cu experiență, se conturează deja planurile de viitor. Ce te aștepți să găsești în clasă? Nu știu mai exact. Dar ce-ți dorești? Cu ce gând ai plecat azi dimineață de acasă? Că o să fie fain. Ce așteptări ai de la noul an școlar? Să învăț ce altceva. Ce-ți place cel mai mult să înveți? Ce-ți dorești să aprofundezi? Să fac ceva ce... Adică jobul care vreau să-l fac este unul care poate să-mi dea mulți bani. Care ar fi jobul ăla? În turnul de control de avion, IT-ist ori DJ. Ce așteptări ai de la noul an școlar? Ca să scrie mult. Ce-ți dorești să scrii? La matematică. Vrei să te faci matematician? Nu neapărat. Eu aș vrea să mă fac când o să fiu mare... un actor. Atunci renunță la matematică. Va trebui să înveți mai mult la limba română. Da, o să învăț și la română. O să învăț la toate materiile. Eu aș vrea să fie numai note bune și să ne distrăm și să ne înțelegem cu toții. Sunt curioasă cum o să fie clasa 5-a. Ce așteptări ai de la nou la școlar? Nu știu, sunt curioasă. M-am zis, nu știu nimica. Un nou an școlar foarte frumos și iubitor. Este un an școlar nou pentru mine, o să fie, cred că, greu. Emoționați, temători, dar și curajoși, copiii au trecut pragul sălilor de clasă cu zâmbetul pe buze, cel puțin astăzi, în prima zi de școală.